Cunoscută actriță a Teatrului de Artă din Deva, Isabela Hașa, a venit în fața publicului și în mod deosebit a copiilor cu o carte pe care a intitulat-o Iubire fără cuvinte. Este o carte plină de sensibilitate și duioșie, o carte de care se vor bucura nu doar copiii, ci și toți cei care iubesc animalele, în mod deosebit câinii, acești prieteni devotați și afectoși ai omului, animale care nu întotdeauna se bucură de o soartă bună. Lumea celor care nu cuvântă este o lume specială, îndrăgită în egală măsură de tineri și vârstnici, dovadă publicul care a venit în număr mare la Saldor din incinta de Vamol. Cartea, care cuprinde o mică povestire izvorâtă din realitate despre cățelușii Rico și Linda, este completată cu imagini pe care copiii sunt invitați să le coloreze. Am ales să scriu Iubirea fără cuvinte pentru că este o lecție de viață oferită nouă tuturor oamenilor de către acest cățel adorabil din rasa Cavalier King Charles Spaniel, pe numele său Rico, care ne-a învățat ce înseamnă iubirea necondiționată, bucuria de a trăi, ce înseamnă veselia, ce înseamnă devotamentul. Dacă vreți un prieten fidel și adevărat, care să nu vă trădeze, să nu vă bârfească, alegeți-vă un cățel. Cu gândul la copii, cu gândul la iubitorii de animale, în special la iubitorii de câini, acești prieteni gricioși ai omului, actrița Isabela Hașa ne oferă astăzi în dar o carte. Cartea se numește Iubire fără cuvinte și este scrisă cu dragoste, cu duioșie, cu sufletul plin de amintiri pentru cățelul ei Rico, care nu mai este și pe care nu l-a uitat. Cei care vor citi această carte vor vedea ce înseamnă să iubești un câine, ce înseamnă să ai grijă de el, ce înseamnă să-l ocrotești. Cartea lansată este și un dar oferit copiilor în așteptarea sărbătorilor de Crăciun. Se numește Deloc întâmplător Iubire fără cuvinte și este scrisă cu dragoste, cu duioșie și cu sufletul plin de amintirile legate de cățelușul Rico, pe care nu-l mai are, dar pe care nu l-a uitat. Despre Rico. Cine crezi că a fost? Păi a fost un băiețel cățeluș care, de fapt, din cât am auzit de la un prieten de-al meu, a murit. Cartea mi s-a părut destul de frumoasă din ce mi-a citit actrițele și mi-a plăcut. Scrisă într-un stil plăcut, cu căldură și duioșie, cartea va face mare plăcere cu siguranță tuturor celor care vor citi și le va așeza în suflete mai multă bunătate și înțelegere față de cei care au nevoie de o mângâiere, dar și de o vorbă bună. Dialogul dintre eroii cărții Rico și Linda nu este un simplu dialog între doi căței, el este plin de înțelesuri pe care lectura cărții le va dezvălui. La finalul lansării, îndrăgita actriță a oferit autografe micilor cititori.